Bun găsit, fraților, la ce-a mai rămas din această țară. Aproape nimic din România, în momentul cheie, să spunem, al negocierilor dintre guvern și sindicatele care reprezintă pe profesori, eternul șah, da, pe care l-am avut în fața ochilor în aceste zile, fără să intrăm neapărat în amănuntele tehnice, pentru că ele oricum sunt puerile, dar făcând așa o radiografie de la distanță, nu neapărat la cald, trebuie să ne dăm seama cu toții și după ce ne vom fi dat deja cu părerea, sigur, că puține au mai rămas de făcut și puține speranțe mai sunt, sau că niciodată România n-a arătat mai șubredă și mai amărâtă decât acum. Deci am crezut cu toate valurile alea de politicieni care au venit începând cu martie 90 peste noi că niciodată nu se poate mai rău. E, iată că am ajuns, fraților, într-o situație mai jenantă decât oricând. Adică cu asemenea specimene, chiar că nu ne-am fi imaginat că ne putem întâlni. Asta este consecința firească până la urmă dezertării mediului politic, chiar și de către pramatii. Asta e un termen pe care, iată, îl folosește mai puțin societatea civilă astăzi, dar se folosea, pe vremuri era la modă termenul de pramatie. Adică ceva între jigodie și ăsta așa rebel, dar care nu se ținea de treabă. Adică un nemernic dintre ăsta pe care era bine să-l urecheze atunci când aveai ocazia. E bine, pramatiile astea care s-au succedat la putere, unele în cârca altora, au dus totuși până la urmă în derizoriu total această clasă politică. Am văzut așa cum, la modul în care s-a pregătit să răspundă unei chemări finalmente firești la un moment dat, unei bresle care era aproape fără carburant în rezervor. Dar negocierile astea duse pe suta aia de lei a lui Ceaușescu, totuși noi ajunsesem, da, în punctul culminant al acestor discuții, până la urmă, dacă includem și indexarea și cei 35 de ani care s-au scurs, mia asta de lei propusă la ultima strigare către profesori, brut, atenție, de parcă ăia sunt Andy Villara, să aibă banii pe firmă. Nu. Ai, profesorii n-au firmă. Deci 1000 de lei brut înseamnă undeva mai puțin de 600 de lei net. E bine, acești 600 de lei net, dacă sunt indexați așa, ajung la 100 de lei ca putere de cumpărare, grosomodo, așa, pe care o învârtea Ceaușescu în 22 decembrie în CC-ul, atunci la balcon. Ne-a promis că ne mai dă 100 de lei. Nu? Deci cam acolo ne întoarcem în timp și în același timp la aceste negocieri. Ne-am crezut că vremurile alea sunt de mult apuse, că o să le mai pomenim doar așa, în codru, în momente de asta de blanc absolut, când vrem să frunzărim și noi un trecut din ăsta eminamente dispărut și să ne mai zgâlțâim așa un pic, să vedem ce a mai rămas din rănile profunde de altă dată. Dar în realitate, acea epocă ne-a supraviețuit. Foarte mulți români au dispărut complet de pe această planetă în perioada asta, fără să mai apuce suta asta de lei alocată profesorilor la un moment dat ca cheie așa de izbândă, ca moment triumfător al marilor negocieri pe care guvernele ciucă, ciolacu, le pot oferi. Deci s-a ajuns într-un moment absolut de o ticăloșie rară, evident, și pe de altă parte și lipsit de orice fiorituri dintre astea, de orice dantelărie. Astăzi nu mai poți să faci o frază cu tâlc, nu mai poți să rostește un umor de calitate, totul este atât de tâmp, atât de fad, atât de laconic explicat, încât pur și simplu nu te mai regăsești, nu se mai poate scrie sau vorbi pe, în epoca asta, în momentul ăsta cel puțin, aproape niciun fel, decât cu ăuri, cu puncte de suspensie și alea trebuie să le pui bine din oficiu, pentru că ei
vorbitorii nu le regăsesc și stai așa și nu reușești să spui nimic. Fraze de-astea neîncheiate, tot îi pomeneam pe ea succesiunea. Dar măcar acolo, sigur, erau făcute cu un scop. Aveau până la urmă așa un rol cumva să te tâmpească la fiecare frază, să îți amâne deznodământul pe care îl întrevedeai. Aici noi nu avem niciun deznodământ. Ne ducem doar așa spre pierzanie cu cât înaintăm. Asta înseamnă, conform statisticilor 8-a ion, da, pe care teoretic ni le-am putea noi confecționa, că în următorii 10 ani vor ajunge la putere, nu știu, ucenicii lui Ciucă și Ciolacu. Adică asta ar însemna cumva că vom fi iarăși la rădăcina broaștei de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și a Coanei Leana. Deci cam acolo se va sfârși, probabil, definitiv. Va fi o implozie în clasa politică și o să va desfința, ori nu vom mai fi noi. Dar cred că într-un interval de maximum 10 ani se va ajunge la un abis dintre ăsta sub care nu se mai poate. Fi un colaps din ăsta. Nu vor mai exista nici fraze. Vor veni la televizor unii cu ideile lui Vasile Turcu, regretatul Vasile Turcu. Așa vorbea Vasile Turcu când ne suna pe vremuri la radio. Turcu sunt. Da? Nici măcar nu putea să vorbească articulat. Asta era nivelul pe care l-avea de inteligență. Nu putea pur și simplu să articuleze. Adică era la limita vorbirii coerente, să zicem așa, deși era în plenitudinea forțelor pe vremea respectivă. Un subiect vechi ăsta datează deja de aproape un deceniu. Și cred că se va ajunge totuși cu această clasă politică cam la nivelul ăsta. La mică distanță așa între cuvântători și necuvântători. Eu zic că acolo trebuie să fie finalul. Și negocierile astea, toată perioada asta, într-adevăr, dacă aveai un pic de recul, așa nu erai direct implicat, știai să-ți păstrezi cumpătul, ajungi la concluzia asta. Este o clasă politică, nici termenii ăștia că ne merităm, că ăștia sunt o copie conformă a realității societății românești. 70% în România sunt analfabeti sau agramați. Nici asta nu cred că mai putem să spunem. Adică este ceva de regnul animal. Literalmente suntem ca într-o lume animală din care unii încearcă totuși să erupă cumva, ca într-un SF din ăsta, știi, condiția aia de animal brut, așa, ai vrea totuși să mergi un pic mai sus, dar nu reușești. Știi, într-o dată să există o explozie de asta și animalele să se transforme totuși în ceva cu aspect uman. Deci cam acolo undeva s-a ajuns. Este ceva absolut stupefiant. Stupefiant, bă, băiete. Deci pentru cei care au prins un pic de lume, un pic de inteligență, un pic de... Da, noi am mai cunoscut și noi, măcar sigur, la nivelul literar vorbesc, de cunoștințe reale. Pe vremea noastră nu se călătorea, nu mergeai nicăieri decât în imaginație, da. Am mai dat și noi peste secolul XVIII, peste secolul XIX, da? Peste începutul secolului XX, așa doar ca să fac un rezumat al ultimei perioade. Adică mai știm și noi ce s-a întâmplat în lume. Astăzi, de exemplu, dacă te naști acum, la 35 de ani de la Revoluție, reperele al lor tăi sunt undeva în, da, societatea asta tâmpă din anii 2000. Deci nu mai există nicio revărsare, da, de spiritualitate. Să spui, bă, tată, să știi că pe vremea când eram o tâmpă, citeam niște chestii scrise de unii de prin secolele 16-17. Nu mai există așa ceva. Astăzi, dacă nu apare pe TikTok, dacă Wikipedia nu mai relatează, cum sunt unele, da? Ei, să te uiți la nu știu ce evenimente din 2007-2008. Sunt date doar așa, telegrafic. Da? Nu mai există niște date reale. Am urmărit asta și în actualitatea sportivă, dar nu numai. Ai doar rezultatul final. Gândesc că așa vom ajunge și în literatură, și în artă, în muzică, în general. Vei avea doar așa, anii... Data nașterii, data morții,
A fost nu știu cine. Da? Deci doar repertoriat la modul că noi n-ai mai multă nevoie decât atât. Ne ducem spre o corenizare dintre asta, o corenizare cumva a societății, cam ca la Fenian. Bă, exact locul de unde am crezut atunci că am evadat definitiv, pentru că lăsasem Coreea de Nord în urmă cu 100 de ani, când ne-am pus parabolă pe bloc în 89. Am crezut atunci că s-a terminat, gata. Ăia o să rămână în urmă și o să-i facem cu mâna lui Kim Ir-sen pentru eternitate. E bine, spre Coreea de Nord tindem în momentul de față, cu toată libertatea asta de care dispunem. Asta este senzațional. Domnul Ciolacu, că tot îl pomeneam mai devreme, dacă ne uităm bine la imaginea asta, președintele PSD, care se pregătește de rotativă, lucrurile o să reintre încet, încet în normal, clasa politică o să se dea iarăși în stambă, o să vină un nou guvern, o să trecem iarăși la lucrurile concrete, polițiștii aveau salariile totuși asigurate. N-a fost nicio discuție. Vine data în 1 iunie, polițiștii au salariile mărite, sigur că era mai greu în domeniile astea, unde domnul Ciolacu sau domnul Ciucă nu se pricep. Ei nu știau să împartă și să despartă în silabe. Sigur că pe ei nu-i interesa chestiunea dascălilor. Acum poliția au mai multe afinități, mai ales că ai un domeniu pe care îl înțeleg și ei, ce să dai cu bâta. Asta da, asta știe și domnul Ciolacu. Asta, uitându-ne puțin la această imagine devastatoare cu domnul Ciolacu, are totuși imaginea unui dictator de ăsta central american. Da. Este ceva între Lula, are ceva din Lula, da? Și nenea aia care conduc prin Honduras, Nicaragua, El Salvador. Da? Relativ subțire, așa, cu niște ochelari de ăștia de fițe, un pic de bărbuță de asta care să, da? Un cioc de ăla, că n-ai nimic, trebuie să pui ceva pe față. Da? Un pic de spoială, măcar undeva trebuie să existe. Și în rest, dai cu stângul în dreptul când vrei să explici ceva. Deci stilul ăsta de politică, bă, America Centrală, mai rău decât atât nu se poate. Să fii european, da, să ai năzuințe, cum se spunea pe vremea lui Neanicu, și tu să cazi în America Centrală. Bă, dacă ne spunea cineva așa ceva pe timpuri, că noi o să ajungem cu libertatea de spirit și de gândire în America Centrală, la mijlocul secolului 21 aproape, era într-adevăr fabulos. Are exprimarea toarășului Porumboiu din când în când Ciolacu. Asta cu categoric da era de Adrian Porumboiu când ne explica cum îl plătește el. Da? Cum își plătește el antrenorul la club. În acest moment avem un protocol, a zis domnul Ciolacu, nu avem altă decizie care să infirme. În acest moment nu sunt discuții despre modificarea protocolului. În primul rând, să avem închisă greva profesorilor a fost o condiție. După care, potopul. Da? Trec ei în protocoale și na, astea vor bârfi un pic câteva zile pe aia, după care se va întoarce. Da? Dictatura asta a inculturii în mat ca ei. Le vor conduce ăștia iarăși după regulile lor, după bugetele lor, după cutuma lor. Până când, atenție, că de acum știm ce ne așteaptă, vor veni alții mai proști decât ei. Pentru că, într-adevăr, prostia, iată, se poate întinde pe mai multe decenii decât ne-am fi imaginat noi. Deci România n-a mai fost condusă de un om inteligent practic niciodată, atenție, de la terminarea războiului 2 mondial. Noi nu mai avem, practic, hai să zicem așa că e o halcă reprezentativă asta. 1945, da? Deci dacă o luăm cinstit la rând, de atunci este o perioadă neagră. Sigur, perioada interbelică a fost una interesantă. De asta mă opresc să încep această discuție din 45. Deci de atunci, practic, n-a existat nicio minte de asta cu adevărat luminată să conducă România pe undeva. Poate au fost așa niște frânturi, că unii o să spună, au fost niște miniștri. Da, dar au decepționat și aia. Sigur că au fost și pe la cultură, la un moment dat, și pe la învățământ. Au mai fost unii, de-a lungul timpului, care mai erau, dar nu se pricepeau.
nu erau buni manageri, nu știau să conducă, ei erau tot pentru ei. A? Bă, își făceau treaba acolo, își vedeau de ale lor, n-au lăsat nimic în urma lor. În momentul în care au fost debarcați, au plecat din postul respectiv, n-au lăsat nimic în urmă. Repede s-a așternut mătasea broaștei în urma lor, când au venit iarăși handicapații plasați acolo, sigur, în funcții înalte. Că tot vorbeam de anomalii dintre astea sezoniere ale societății, că acum sigur că ne ducem cu gândul că poate, cine știe, va veni la toamnă o catastrofă de asta peste noi și poate ne-om restarta. Că peste vară știți că nu se întâmplă mai nimic. O să fie cald și cam atât în România, dar sperăm totuși într-un miracol de ăsta al naturii pentru la toamnă. Poate ne va răsturna cumva. Uite, tot frunzărind, așa spuneam, printre anomalii, am ajuns în TVR. Ce mi-e guvernul României, ce mi-e televiziunea publică. Un subiect care întotdeauna ne-a căzut mănușă ăsta. Și că de pe pagina de media aveam informația, a domnul Petrișor. Fiul lui Cristian Țopescu, Sebastian Felix Țopescu Junior, pe tricou scrie Țopescu JR, ca la Neymar. Așa? Ei bine, are o emisiune la televiziunea publică care face rating și share 0,00. Până aici nimic, ieși din comun, pentru că, sigur, vremea uitatului la televizor a cam trecut. Și nu e Țopescu Junior singurul în spectrul ăsta care nu face nici rating, nici share la televiziune. Dar citim aici cu sprijinul celor de la Libertatea, care sigur că abordează genul ăsta de subiecte, că aici nu poți cădea decât în picioare, e simplu de făcut. Ok? Și ei au săpat un pic și până la urmă au dat de contractul pe care l-avea Sebastian Țopescu. E interesant totuși să-l punem așa în balanță cam cu ce fac profesorii. Domnul Țopescu Junior nu este profesor, dar pentru 11 emisiuni de 23 de minute fiecare, câștiga suma de 38.500 de lei de la TVR. Adică, pe scurt, 400 de milioane de lei vechi. Atenție, pentru 11 emisiuni a 23 de minute emisiune, adică pentru 6 emisiuni de o oră comercial, câștiga aproape 400 de milioane de lei, fără să se uite cineva la el. Deci 0,00 rating, 0,00 share. Ok. Mai interesant este contractul. Ce scrie în contractul domnului Țopescu? Asta este fenomenal. Am găsit la un moment dat aici. Părțile convin că programul trebuie să atingă un market share de 0,00% și un rating de 0,00% pe targetul național 18+, după un număr de 11 ediții. Fiți atenți acum. Asta înseamnă că în caz contrar, deci dacă domnul Țopescu face mai puțin de 0,20, canalul are dreptul de a opri producția sau de a modifica alocarea de resurse pentru proiect. E vorba de doamna Diana Pascal Onea, director TVR1. Ea semnează documentul. Deci asta înseamnă că dacă nu face nimic absolut, deci este ca și cum un elev ar avea înscris în contract că dacă nu merge niciodată la școală, ia suma asta sau primește bursă. Deci asta este nivelul, da, de evoluție în televiziunea română, care este și ea o părticică a aparatului ăsta de stat, condus tot de domnii pe care îi pomeneam mai devreme. Deci acolo excelența este la 0,20. Ca să extrapolăm puțin, e ca și cum în căile ferate, cred că nu va mai dura mult și vom avea astfel de statut, îi se va spune așa: dacă trenurile întârzie 24 de ore la 100 de kilometri, da, contractul este cel de acum, adică salariul se mărește cu 80%. Abia dacă depășește întârzierea unui tren București-Ploiești, da? Dacă are o întârziere de mai mare de 24 de ore, abia atunci se poate umbla la contractul respectiv
și banii să fie alocați către CFR Marfă, de exemplu. Sau către o firmă privată de călătorie cu trenul. De asemenea, la Tarom sau la alte societăți dintre astea care se ocupă de transporturi, la STB, să zicem, sau la Metrorex, sau, da? Un metrou pe oră, de exemplu. Abia dacă vine mai puțin de unul pe oră, deci iată care sunt standardele unei societăți etatizate, perfect etatizate, cum este a noastră. Adică unde, într-adevăr, statul face ce vrea. Ma, sigur că doamna Cristel Ungar, fosta soție a lui Cristian Țopescu senior și mama lui Cristian Țopescu junior, este membru în Consiliul de Administrație al TVR. Da? Probabil că ăsta o fi fost motivul pentru care Beizadeaua a ajuns într-un spațiu public, da, unde îi se cerea prin contract să nu cumva să depășească 0,0. Adică 0 barat. Da? Săracul, abia dacă depășea 0 barat, putea să fie luat în calcul, putea să fie discutat. Atâta timp cât era pe zero absolut, el lua 400 de milioane de lei. Cam ăsta este nivelul de înțelegere al societății lui Ciucă și al lui Ciolacu. Că de asta v-am dus cu discuția aici. Ea pare să fie relativ în derizoriu, așa, vorbind de... Dar nu e așa, pentru că fiind o televiziune de stat, la privat nu sună libertatea. Că știu și ei că suntem într-un stat de drept. Poți să-l întreb pe ăla de la Prima sau pe ăla de la ProTV de ce l-a angajat pe ăla pe nu știu cât, că el face zero. Că e treaba patronului. Dar la TVR nu e așa. Acolo nu e treaba patronului. E o instituție de stat unde banii sunt publici. Da? Televiziunea, da? TVR-ul este o televiziune de stat. Acolo sigur că poți să întrebi. Au și întrebat cei de la Libertatea, ci că așa se fac de obicei contractele în TVR, nu le-a mai răspuns nimeni. Probabil că da. Sumele sunt halucinante. Da? Mă, sigur că nu pot să dau nume, pentru că când ai dreptate la televizor, te dă repede unul în judecată. Dar erau sume de 25.000, 30.000 de euro, da? Pe contractele unor moderatori. Probabil că, da, standardele lor se învecinau cu zero. Pentru că are balta pește și atunci sigur că, având în vedere că tu îi plăteai din resurse străine, nu trebuia să faci performanță ca să strângi banii, sigur că îți puteai permite să ții astfel de anomalii în picioare. Bun, te-am obligat să ajungem la bobul lui Nea Ovidiu, uneori mai repede decât ne propuneam, și revenim. Fraților, în tot acest concert de mediocrități, e bine, ajungem la edilul nostru șef, atoarșul Nicușor. Da? Și aici e bine făcut asta, bă. Tot la Nicușor am ajuns, bă, că de ăsta ne era frică. A, Nea Nicu cât mai putea să o ducă? Cu diabetul ăla lui, chiar dacă nu-l pușcau la Revoluție, până la urmă tot o mierlea în câțiva ani. Și ne era frică de Nicușor. Uite că acum cu Nicușor suntem în București, și că vrea să-l mute pe Ronald Reagan din Piața Victoriei la Confort sporit. Asta e o știre a colegilor și colegilor noastre de la Profit. E bun titlu. Îl duce pe Reagan la Confort sporit, adică la frigider. Da? O să vă citesc aici dacă înțelegeți ceva. Să vedeți totuși ce jocuri sunt la Primăria Capitalei, că trebuie să lași ceva în urma ta. Nicușor, da, n-are câteva experiențe. De exemplu, i-a dat jos palmierii lui Negoiță în centrul Bucureștiului și acum o să mai treacă în statisticile universale cu ceva. Și anume, vrea să facă o rocadă de nume de străzi în zona guvernului, văzând că sunt toate rezolvate în București. Da, nu mai știa pur și simplu ce să facă, dar a zis că totul să fie util societății. Corect, băiatul. Adică n-a zis, bă, la ultimul meci eu mă duc cu juniorii. Nu. A zis, totuși, dacă sunt încă primar, le-a rezolvat pe toate, hai bă să fac o chestie tot așa monumentală. Și nu s-a gândit rău, o să facă deci o rocadă de străzi în zona guvernului, astfel încât actuala piață Strasbourg, de la intersecția străzilor Paris, Washington și Tirana, să fie redenumită piața Ronald Reagan și acolo să fie amplasat o statuie a fostului președinte republican al Statelor Unite, care, mă rog, va asemăna probabil cu statuia lui Sergiu Nicolaescu de la Târgu Jiu.
ce statuia lui Ronald Reagan? Vedeți, să nu semene cu Marian Vanghele. Dacă seamănă cu Nicolaescu, nici nu e așa de rău. Da? Deci o statuia lui Ronald Reagan în București. În 2015, ca să vă introduc un pic în subiect, Consiliul General al Municipiului București a atribuit denumirea de piața Strasbourg spațiului public situat la intersecția străzilor Paris, Washington și Tirana. Și astea se nimereau bine între ele, bă. Ce legătură au Parisul și Washingtonul cu Tirana? Perfect, sunt aranjate. Iar în 2017 aceeași instituție a decis ca cel de la intersecția pieței Victoria cu străzile Paris și Duiliu Zanfirescu să fie denumit piața Ronald Reagan. Știm cum sunt astea, până se întoarce doamna Firea. Și în locul pieței Ronald Reagan o să avem piața Florentin Pandele. Da? Edilul șef al Bucureștiului vrea desființarea denumirii piața Ronald Reagan pentru intersecția Victoriei Paris-Duiliu Zanfirescu și reatribuirea ei intersecției Paris-Washington-Tirana. E o chestie solidă de tot. Da? În plus, potrivit unui proiect de hotărâre SGMB, denumirea piața Strasbourg va fi reatribuită spațiului public de la intersecția străzii Atena cu alea Alexandru, aia lui Gigi. Genial, bă! Deci iată totuși că, știți că totdeauna i-am invidiat pe occidental, pe nordici în special, când aveau dileme de tipul ăsta. La ei se mai întâmpla. Că nu știu ce ornitorin, că avea o pată la un moment dat pe nu știu ce labă și era consiliu pe la Copenhaga, pe la Stockholm, pe la Helsinki, cum zicea Neanicu. Și noi ne făceam cruci și ziceam, Dumnezeule, ce cretini sunt ăștia. O pată, da, a apărut, e adevărat, din senin la un ornitorinc, să nu cumva să dispară specia. Și noi, care nu aveam apă caldă și căldură, ziceam, o jurătură de aia monstruoasă, cum pot ăștia, bă, să-i, cum poate el de sus să-i suporte pe occidentalii ăștia? Când noi avem de rezolvat problemele astea de viață și de moarte, de pe o zi pe alta, nu aveam ce mânca. Și ăia sunt greu. Uite, exact așa e problema asta. Știi că mai rămâne să ni se spună tot de către cei de la profit că la un moment dat, luând telefonul în mână, un Nicușor, da? Nu știu ce telefon are, bănesc un Samsung ăsta, la un moment dat, tot uitându-se așa pe telefon, întâmplându-se nimic în viața domniei sale și nici în cea a capitalei, a zis, bă, tată, dar ia să-mi rearanjez eu aplicațiile pe telefon. Că parcă nu, dracu, uite, stă L'Echipe-ul lângă Prime Video, hai nu să trec SFR-ul lângă L'Echipe și Prime Video să-l duc lângă Disney. A, nu știu dacă, nu-i clar asta. Este că trebuie să dau niște telefoane să văd cum ar arăta mai bine. Rahatul ăsta de YouTube, îl trag lângă Facebook. Ma, am astea de două de WhatsApp. Am asta unde mă sună colegii WhatsApp business ăsta, mai am WhatsApp-ul ăla. Hai să aduc aici să trag. Mai că pun Facebook-ul lângă astea. Trag și YouTube-ul ăsta, că pe YouTube-ul mai uit așa din când în când. Sunt clipurile alea cu pisici. Mă mai uit eu. Deci ce sunt astea, bă? Da. Mi plăcea cum sunau intersecțiile astea de tovarășe. Bă, tovarășe Nicușu, într-adevăr, sunteți stofă, bă. Vă imaginați o secundă măcar? Bă, o secundă, Viorel Lis făcând așa ceva în București. Vă imaginați o secundă pe Oana Lis, trăgându-l așa, ducându-se și căutându-l în toate sălile de păcănele ale municipiului, dând de el în sfârșit pe la 11:30, când dau alea cu mopul, unde ai fost, Viorele, trăgându-l, că de o zi te caut, de ce nu răspunzi la telefon? Păi, dragă, n-a sunat. 284 de apeluri ratate, Oana, el. A, dragă, că dacă n-am auzit, fira al dracului de păcănele, că vreau să te întreb și eu, când schimbi intersecțiile alea? Uite, mă bat la cap ăștia, am primit astăzi nu știu câte mesaje, să schimb Paris, Washington, Tirana, să le duci dincolo la Duiliu Zanfirescu. Ce, la cine, dragă? La Zanfirescu ăla, cântărețul ăla. Da? Și ăla era, ăla era Zanfir, de ăla care era cu Naiu. Da, ce-o fi fost de-l dracului? Așa am citit eu, că să vrea lumea. Și vă imaginați o secundă, Nea Traian, cu chioșcurile lui, cu, da,
rapoartele lui din vremea când avea 17 ani. Vi-l imaginați pe el ducându-se să... Bă, stătea liniștit pe vremea 4-5 cuburi de gheață. Țineți minte, n-avea nicio problemă. Deci monstruoase astea, bă, monstruoase. Deci chiar l-am crezut. Astea totuși sunt de un rafinament pe care nici noi nu ni-l putem permite. Nu mai avem acuratețea asta tehnică. Dar nu mai avem. Să ne bucurăm pe rafinamentul ăsta excepțional. Deci l-a curățat pe ăla de palmieri și acum vrea să-i mute statuia lui Ronald Reagan. Da? Excepțional. Hai să vorbim un pic de cel care îi va lua locul lui Vladimir Putin. Mă rog, aici imaginea asta nu-l avantajează pe fostul guvernator al Deltei, dar mai multe nu vreau să spun. Are ceva din, da? Uitați-vă puțin la el. Și ăla era mare jurnalist oricum. Aici vorbim totuși de altceva. De toașul Prigojin. Căci că, fraților, ideea este că ăsta i-ar putea lua locul lui Putin și atunci, într-adevăr, am pus-o de mămăligă. Dacă până atunci nu se va întâmpla nimic cu centrala aia nucleară de la Zaporijia aia care ne va arunca în aer cum ar fi trebuit să o facă Cernobâlul în 86. Ci că dacă vine Prigojin, s-a terminat cu noi toți în câteva secunde. Toată lumea zicea că, domnule, dictatorul Putin, da, tiranul Putin, parcă îl și aud pe Cioroianu când se descalță să intre la prezentatoarele noastre favorite de la Digi, în vârful picioarelor, așa ca să nu deranjeze și din sărul mâna nu le scoate pe alea toată emisiunea. Și după aia când împartă ea ecranul în 48 de bucăți, de zici că e Cupa Mondială la fotbal din Arabia Saudită din 2030, își cere scuze că ia cuvântul și zice acest tiran, Vladimir Putin, acest despot, acest nemernic. Păi da, când o să ajungi să-l comentezi pe Prigojin, bă, băiatule, și ăsta că este senzațional pe lângă Putin, sulfurosul șef, nu e rău spus, al grupării paramilitare ruse Wagner, Sergei Prigojin, l-a atacat în mod violent într-o înregistrare video postată pe Telegram pe ministrul rus al apărării Sergei Shoigu, ăsta zici că e român. Da? Fix așa. Shoimu, Shoigu. Ăsta e ca pe vremea lui Constantin Diplan. Se ducea la depou. Sergei Shoigu. Ăsta pe care l-a insultat. Un atac cu drone marți dimineața la Moscova. Sigur că s-au multiplicat în ultima vreme atacurile asupra Rusiei. Vorbeam și în emisiunea de ieri. E foarte bine, sigur, că în sfârșit să mută în altă direcție, că războiul ăsta intrase într-un impas, nici mai puteai vorbi despre el, că nu mai aveai ce. Acum că sunt atacate obiective importante de prin Rusia, rafinării, cotețe, grajduri, da, autogări, și o să mai fie afectate instalații de-astea de iluminare stradală, devine și mai viral ăsta. Deci cam așa urla și nenea ăla al nostru în Delta pe vremuri. Tot așa era obscuritatea asta în spatele lui. Sigur că comparațiile se opresc aici deocamdată. Dar domnul Prigojin, o să aveți adepți în România în alea 48 de ore cât o să ne conduceți, stați liniștit, că după aia sigur vine sfârșitul. Dar o să fie în România unii care să-l susțină în perioada aia. Uite pe american ca Tara Reid, care l-au acuzat pe hodorogul de Joe Biden de agresiune sexuală în campania electorală din 2020, îi cere lui Putin cetățenie rusă. Nu e o premieră asta, o să ceară lui Prigojin dacă Putin nu mai are timp. Că și lui se pare că îi sunt zilele numărate, cosmic vorbind. Așa, uitați-o pe Tara Reid, 59 de ani. Și noi ne uitam la Biden ca la un om de ăsta serios, așa, da? Un octogenar impecabil, care a zis aproape că lăcrima când stătea de vorbă cu Zelenski. Vorbeau despre războaiele timpurilor și amintea el cum ai lui au luptat și ăsta. Un hodorog de ăsta care mai candidează și el așa de facto la încă un mandat ca să nu vină Trump. Și așa o stimă dintre asta, cum ai o stimă față de persoanele în vârstă, că te gândești că o să ajungi și tu ca ele și să nu râzi de ele acum că nici ție nu ți-ar conveni să râd ai tăi de tine când o să te mai poți mișca. Cam asta e relația pe care o are un tânăr cu un hodorog. E bine, iată ce făcea, da, vorba omului nostru. Ăla cade de pe scara avionului Joe Biden când salută, se duce pe nu știu pe unde, da, cade de pe scară, acolo îl iau ea bucățele cu fărașul la dună
Și el uite ce îi făcea. E mai adevărat că dacă stăm să ne uităm, sigur, la domnișoara Tara Reid, 59 de ani, e de Bill Clinton mai degrabă decât de... Are ceva din Monica Lewinsky. Nu? Eu dacă mă uit la televizor, mă văd pe mine. Asta uneori mă uit așa în conci, cum a zice prietenii noștri maghiari, adică par așa că mă uit într-o direcție. Vreau să văd pe domnișoara Reid pe ecran și mă vedeam pe mine. Da? Uitați, ține un microfon pe care scrie ceva în rusește, bă. E, cum să nu? Cum ar fi zis și ăla de la cadre, păi. Cum să nu? Sigur că da. N-ai cum să nu te uiți la ea cu niște ochi frumoși când tu ai 80 de ani și ea are 59. Da, dar numai nu se mai face în ziua de astăzi. Astăzi dacă îi spui unei doamne de 59 de ani, vai doamnă, dar ce bine arătați. De două ori, în 30 de secunde, e agresiune sexuală. Da? Asta e lumea pe care am confecționat-o, asta e lumea la care am muncit. Asta e lumea, bă, la care vă încheiați la șireturi dimineața ca să aveți de unde să vă întoarceți acasă. Asta e lumea. Și astăzi dacă te duci și îi spui lui Tara Reid, 59 de ani de două ori, doamnă, sunteți excepțional, arătați. E agresiune sexuală, peste 25 de ani intri la pârnaie. Da? Atenție, cetățenia rusă, acum, de disperare, de oftică, da, de depresie, de dușmănie, de mânie, nu știm exact din ce motiv, pur și simplu din ambiție personală, habar n-avem. Tara Reid, tată, vrea să devină rusoaică. Păi dacă era un pic mai tânără, putea să se înscrie și la Roland Garros. Da? Că practic toate meciurile de pe tablou principal au măcar un reprezentant a fostei Uniunii Sovietici. Mergea Tara Reid, în paranteză, rus. Da? Merge. Acolo nu e nicio problemă la ei să folosește astfel de nume. Un lider, un fost lider separatist din Donetsk, uite, asta era știrea de mai devreme, poate n-am ilustrat-o atunci cum se cuvenea, ne avertizează că Prigojin l-ar putea detrona. Răzvrătirea va fi rapidă și decisivă. Bun, acum încă o dată, când citești o știre de tipul ăsta, îți dai seama că nu sunt șanse. Clar, noi ne-am obișnuit cu titlurile de presă. În general, când citim un articol, da, ne dăm seama cu adevărat ce se întâmplă din reversul medalii sau din cititul printre rânduri. Când citești în presa din lumea asta un astfel de titlu, da, spun asta pentru cei mai tineri care poate încă mai vor să citească sau mai vor să facă jurnalism. Deci un fost lider separatist din Donetsk a avertizat că Prigojin l-ar putea detrona pe Putin. Răzvrătirea va fi rapidă și decisivă. Îți dai seama că acest lucru nu se întâmplă, unul la mână, și nici nu s-ar putea întâmpla. Dar astea sunt articolele de presă. În general, ca să poți să mai trăiești un pic sau să trăiești sănătos fiind sau să ai sănătatea mentală corectă, da, în parametri optimi, trebuie să înțelegi când citești un text. Dar nu despre asta era vorba. Aici doar am vrut să ilustrăm. Imaginea care poate că dădea bine, așa un Prigojin într-un halat, cum se plimba și Neanicu pe vremuri când vizita câte un spital sau câte o policlinică. Vremea se mai deschidea câte o policlinică, mai ducea Neanicu, veneau ăia cu bastonul ăla, arătătorul ăla cu care după aia ne-a arătat tovarășul Ceaușescu cum trebuie să se înmulțească paturile și separele respective. Da, e bună de ilustrare, dar încă o dată nu se întâmplă când te uiți la ea. Noi o dăm așa, în abstract, că și la ei probabil că cei mai rău e în viitor. Da. Nu o fi Vladimir Putin, dracu absolut. Da, ca după el să urmeze unul într-adevăr de nivelul ăstuia și atunci o să-l regretăm pe Putin. Că regretele sunt într-adevăr umane. Are o știre care nu putea să vină decât de la BBC sau de la RTV. Folosirea unturii de porc pe post de combustibil pentru avioane va afecta grav planeta. Asta este cam, să știți că aici nu e cu semn de exclamare, nu este nimic. Asta este lumea de astăzi. Asta dacă eu spuneai lui Marcello Mastroianni pe aia când îi făcea curte lui Catherine Deneuve, da, ăla ți-ar fi spus că e gata. S-a terminat cu planeta asta. Deci încă o dată, folosirea unturii de porc
pe post de combustibil pentru avioane va afecta grav planeta. Adică un tur aia pe care o vedeai pe pervazul oricărui cămin studențesc din România până la Tegucigalpa. Da? Fiecare student sau ăsta care mergea la internat, la liceu, avea un borcan cu un tură. Era obligatoriu. N-aveai un tur aia, nu puteai să intri la facultate. Da? Pe fiecare pervaz era cât un borcan de la... Dacă stăteau 10 în camera aia, erau 10 borcane de untură. De obicei 10 stăteau. Da? Erau 5 fete și alea în 2 săptămâni mai aveau pe câte unul și când intrai într-o cameră de alea erau 10, nu erau 5. Da? Ok, și atunci puneau borcanele unul peste altul. Ele, primele 5 erau ale lor și alea de deasupra erau ale băieților, că băieții veneau și plecau. Da, erau nestatornici încă de pe vremea aia. Fiți atenți. Grăsimea de la porci, vite și pui morți este folosită pentru a face combustibil mai ecologic pentru avioane. Cum ar fi spus prietena noastră de la Metropola, mai exotic. Dar un nou studiu, bă, deci studii, dar nu că ai găsit pe stradă, ai intrat și tu la o budă publică și ai găsit. Nu, sunt niște studii. Deci sunt unii care, da, ca Nicușor Dan, cu asta se ocupă. Un nou studiu avertizează că această variantă verde doar va afecta planeta. Decât, bă? Hai că sună și mai bine aici. Hai să mai formulăm o dată în stilul românesc. Deci dar un nou studiu avertizează că această variantă verde decât va afecta planeta. Cricket! Cum zic ăștia ai noștri din Sri Lanka. Cricket. Deci grăsimile animale sunt considerate deșeuri, astfel încât combustibilul de aviație fabricat din acest material are o amprentă de carbon mult mai mică. Bă, dar cum i-a dus capul, bă? Ăștia care vor să ne salveze pe noi, bă. Ăștia care vor să ne salveze generațiile viitoare. Deși ei vor fi oale și ulcele, bă, totuși, să le mulțumim. Se gândesc la generațiile de ciolaci, da? De peste 80 de ani. Ciolacii de peste 80 de ani așa vor zbura. Cu untură de pește mort, da, cu untură de găină moartă, cu untură de papagal. Foarte ieftine, într-adevăr. Senzațional, bă. Deci asta va afecta planeta, untura de porc, bă. Bă, dacă ne spunea cineva pe vreme, fix cum este acum asta cu gândacii. O muntură de făină de gândaci, făină de șobolani, făină nu știu ce. Sigur că lumea râde de ea. Noi ne întoarcem la bancurile cu bulă. Dar într-o zi va deveni adevărat. Bă, într-o zi, așa cum am tot povestit de 15 ani asta, spun la televizor seară de seară, bă, chiar nu va mai fi de locuit pe planeta asta. Chiar nu se va mai putea locui, bă, imaginați-vă să te trezești ca în filmele alea la 150 de ani după ce ai mierlit-o. Păi, vă ne imaginați cum va arăta lumea, bă? Deci, să va zbura cu untură de porc, bă. Absolut senzațional. Asigur că noi de asta comentăm că asta nu o să le prindem totuși în realitate, slavă Domnului, niciodată. Și că vrăjitorie în Africa, un val misterios de răpiri a persoanelor cu albinism a zguduit Madagascarul. Asta e senzațional, le mulțumim confraților noștri de la Hot News, cu asemenea știre ne este efectiv destinată. Deci aia când au publicat știrea asta de la Hot News, au gândit efectiv la noi și la această emisiune. Cine Dumnezeu vorbește în România despre așa ceva, bă? Deci fiți atenți, salvarea în sud-vestul Madagascarului a unei fetițe cu albinism, sud-vestul Madagascarului. Asta știți ce înseamnă? Deci partea din către Africa a Madagascarului, așa. Această fetiță o vedem aici, uluitoare, în vârstă de 4 ani, în august 2022, a adus atenția presei din țara insulară. E adevărat, Madagascarul este o insulă, dar de 2 ori mai mare ca România. Așa, o poveste care trece în mare măsură neobservată. Un val misterios de răpiri și crime vizează persoanele cu albinism, relatează agenția EFE, citată de Ager Presă. Dacă asta ajunge la RTV, știrea, am mierlit-o, am îmbulinat-o. Aia vor trage imediat, îl cheamă pe Simion și ăla o să ne explice cum se va întâmpla și în România la fel.
că-i mâna rușilor aici, da, e mâna nu știu cui și o să fie și la noi la fel. Și ăia cred. Ăia 375.000 a lui Ciutacu, cred. Autoritățile au găsit-o pe Elian, în Toliara, un cartier aflat sute de kilometri de satul ei natal, cu însătenii, aici o să citească Constanțenii, ăștia de la RTV, dar nu e, ei o să citească Constanțenii și după aia când se duc la CNA, o să le spună aia reprezentantul postului că este o abatere de la deontologie. Să vii să pui în discuție că Ciutacu a citit greșit. Deci consătenii copilei au sărbătorit întoarcerea ei. Elian s-a întors la o viață normală lângă părinții ei, dar nu toate răpirile de persoane cu albinism din Madagascar au un final fericit. Păi, cum ar fi zis Sabin German aici, noi de câte ori am avut un final fericit? Niciodată. Toate finalurile la noi sunt nefericite, sunt dezamăgitoare. Sunt depresive, sunt catastrofale. Ce să fac, bă, acum, Sabine? Să mă duc și eu să umflu niște baloane printr-o benzinărie, tată? Că asta mai îmi rămâne. Până ori închide și alea la un moment dat. Dar dacă s-au plictisit alea și de tine, s-au plictisit și de mine. Până la urmă, nu facem nimic. Persoanele cu albinism, aia că o să ajungem la un moment dat și la el. Mulțumim, fraților, să nu uitați că mâine e joi. Toate zilele de joi merită să fie tratate ca adevărate zile de joi. Și, atenție, Rudi nu pleacă niciodată la pauză. Pe mâine!